centru vechi. Așa. Pe partea stângă, a doua stradă, la etaj. A, ăla, da, dar nu e. Prima stradă e strada franceză. Și a doua care e? Cum se cheamă? Șelari? Șelari, șelari, da, probabil. Da, da. Mă rog, acolo. Dacă bun, zice șelari, a fost 5 minute de podcast. Ce vreau să... Eu. Eu. Suntem în rec, ieșorea în Bahamas. Podcast. Caraibe. Honolulu. Nu știu unde este. Nu știu ce am rămas eu cu asta. Cu Popescu. A, asta a fost o surpriză. Că eu n-am știut că merge și Popescu. There you go. Fucking shit. Ai simțit un pic de râcă? Vrei să fii și tu în Caraibe? Nu, m-am prins că nu mi-au zis că trebuia să rămânem noi la club ca să ținem clubul. Asta a fost frica lui Șorea, că nu face bani. Nu mi-a zis. Că nu face Șorea, nu face bani. De-aia mi-au luat și pe mine pe iaht să bem. Ca să rămân la club. Dar ție îți place pe barcă? Da, am fost pe barcă. Am fost cu aia hidrobicicleta în Herăstrău și am fost cu un iaht de unde am traversat în Irlanda atunci, care n-ai simțit că ești pe barcă acolo. Stai mă, iaht? Nu, mă, feribot. Autobuz pe apă. Feribot, da. Da, o chestie uriașă. Da, o chestie mare. Nici nu știu cum se cheamă, vezi? Feribot. O barcă mare. Mare și cu mașini pe ea sau fără mașini pe ea? Și cu mașini pe ea, și cu oameni. Și cu... A, cu restaurant, cu... Da. Deci nu ți-a plăcut? A, bă, da, a fost foarte nice, dar n-ai simțit ca pe barcă. Și stai un pic, ție ți-e mai confortabil, vă este așa. Mai confortabil să călătoriți cu barca decât cu avionul? Da. Oho. 200 de ori. Știți că și eu am acest, și eu am această de frică. De pe barcă nu cazi de foarte sus în apă. Și eu am aceasta. Și eu am aceasta. În apă mori. De ce mori? De frig, de distanță. Hipotermie, da, da, da. Mi se pare mai știi că am ieșit sau nu erai când am ieșit? Am ieșit sus, era da, și bătea vântul și ploua și era foarte... Nu știu că ploua, cred că era spray de la... Da, nu mai știu cum era. Și să... Încă mai am filmare, cum să... Da. Așa oribil de tot. Da, drăguț. Și eu am panica asta. Pe mine mă ia panica asta cu avionul când adorm. Fix așa când sunt în starea de reverie, când sunt între adormit și treaz, conștientizez foarte lucid. Cu aia nu este mână. Atunci mă iau un pic. Își pune mă ia când adorm, dar de obicei, în fiecare zi când adorm. Panica cu zborul. Da. Când adorm în avion, nu trebuie să fiu în avion ca să mă ia. Zboară acum. Mie mi se pare că e mult mai scary cu vaporul, oricât de mare ar fi el, decât este cu avionul. Mie mi se pare scary, oricum vapor, așa, by default, mi pare scary, că e super mult metal. Și barca care stă acolo, nu trebuie să stea în echilibru să nu cadă, dacă nu orice defecțiune se întâmplă, rămâne acolo vaporul. Nu merge mai departe. Nu e adevărat. Dacă ai văzut un film întreg făcut despre cum o bucată de metal nu a fost foarte bine închegat. Nu o bucată de metal, cea mai șmecheră bucată de metal vreodată existentă. De atunci. Până atunci. Da, atunci. Deci ok, zi-mi alta care s-a mai scufundat atunci. Dar eu nu urmăresc. Nu urmăresc. Ai fost la Costinești? Aia cu oi, exact. Da. Ai fost la Costinești în ultimul timp? Eu acolo epavă de până 70, în 60 de când e epava aia. Asta spun. Chiar nu s-au mai scufundat de atunci. Că nu s-au mai scufundat. Sau dacă se scufunda una mare de tot. Se scufundă aia canalul Panama. S-a scufundat. De rugău, canalul Panama. Da, dar aia nu era cu oameni. Era cu marfă. Da, erau și oameni, erau și oameni. S-a scufundat o săptămână doar să scufunde. Au avut timp să vină alți oameni noi. Uite, să se scufunde cu ea. Nu vezi știre? A fost o surpriză. Nu vezi știre cu un avion pică o săptămână întreagă? Băi, ești prost. Bă, încă pică, a ajuns avionul ăla la pământ, încă nu. Bă, da, chiar. Și dacă pică avionul, n-ai șansă, rămâi pe un buștan, știi? A supraviețuit cum? A sărit cu buștanul din avion. A prins un copac. În cât timp crezi că te saturi de frică dacă ar fi așa un avion să pice? Gen poate să pice oricât timp, ok? Începe de acum, e clar, guys, ne prăbușim. Cred că fix după primele 10 minute, când conștientizezi că n-ai treabă. Nu, o să-ți durești foarte mult moartea, repede. Aia zic, nu? Da. Încă crezi că scapi. Nu cred, eu nu cred că o să-mi doresc moartea niciodată. Nu cred. Eu nu cred. Adică e la modul, nu, păi nu, ok, bă, clar nu-ți dorești moartea, ok. Dar e la modul de te anunță pilotul avionului. Care clar, el tocmai a zis că își dorește moartea. Adică clar, eu mi-o doresc fără niciun avion, eu sunt aici. Come on, ready. Mai motive să pilotul avionului zice, guys, o să ne prăbușim într-un an jumate. Pentru că o să ne prăbușim ajunge așa,
N-am zis eu azi pilotul. Stai un pic, stai, trebuie să lămuresc întâi următoarea problemă. Este un an jumate durează la viteza de terminal velocity, cade cu viteza maximă de cădere un an jumate sau cade foarte lent? Dacă cade foarte lent, el poți să sar din el. Nu. E atât de sus încât... E clar că toată lumea că anunță pilotul asta și o să muriți cu toții. Dar o să dureze un an jumate. Explicăm de ce. Explicăm cum cade. Să stai un an jumate în scaunul ăla. Suficient de sus. Stai un pic. 3 ore. Nu mai accept întrebări. Este suficient de sus. Este suficient de sus încât să cadă cu viteză maximă timp de un an jumate sau cade de la înălțimea normală de croazieră? Dar nu cade brusc. Nu. El pierde undeva la 3 cm pe zi. Deci nu te prinzi că cade. El a... E stupid că nu o să fie, o să planeze până la și prăbușirea efectiv durează vreo 4 ore, nu? Cum? Prăbușirea efectiv durează vreo 4 ore. Nu, un an jumate. Când atinge pământul, zic, de când începe să atingă pământul până când... Până îl atinge total și aia e o plictiseală teribilă. 2 săptămâni o să fie doar când prăbușirea. Cu botul până când atinge și cu coada. Să fie 200 de oameni au murit de plictiseală. La prăbușire. Întrebarea era alta. Ok, anunță într-un an jumate. Eu cred că mor de foame, că n-ai atâta mâncare în avion. Ba da, ai și mâncare în avion. Zic eu, ai tot. Se întâmplă ceva, primești mâncare în avion. Zic eu, din experiența mea, eu care sunt panicat cu zburatul. Pentru tine? După o oră, două de stat în avion, nu mai ești, ești doar plictisit de stat în avion. Când am stat la 10 ore de zburat. La ce am zis, pentru că te gândești că ok, probabil că o să supraviețuiesc, devine doar boring. Păi atunci ce legătură are avionul? E doar o să mor peste un an jumate. Ce întrebare e asta? Că asta o să cazi. Să zic, garanția. Dar ești blocat într-un avion. Ok, dar ești și blocat într-un avion. Nu, care e ce dorești tu? Locuiesc atât într-un avion de tren. Chiar dacă ai tot ce îți dorești într-un avion, cu oameni, nu vrei să întrebare locuiesc. Ipotetică. Da, efectiv. Deci, ugiurază. Ce? Care? Asta a fost o glumă. Dar nu, în cât timp îți trece frica, adică în cât timp ești doar la modul ok. Acum o zic. În câteva ore mi-au trecut, mă plictiseam în avion. Dar până ajunge să se plictisească, e foarte intensă treaba. Da. De acord. Hai să vorbim despre faptul... Pot să vă spun ce am remarcat, ce mi s-a părut wow? Am venit n-a spus din nimeni, Valencia. Da. E un podcast despre vorbi, dacă vreți așa, poți să tai. Așa. Și a fost, da. Și a fost prima oară după mult timp când am auzit că se aplaudă. Eu am mai auzit, care da. Care zice ceva despre oamenii din Valencia. Încă se mai aplaudă? Da. Ceea ce mi s-a părut prima oară după mult. Eu n-am mai călătorit de mult. Și nu pe un, cum să spun, nu pe o rută din asta de... Ne-au mișcat aerul, au avut pierderi de înălțime, să zici că adică bă, nu s-a creat a nicio fost panică. Erou, pilotul și bă, într-adevăr, să merită. Am ajuns jos, fucking shit. Ai ieșit domn transpirat pilot. Tot. Da, da, da. Știi? Ca după operație. Da. Nu, fii efectiv. No, o aterizare și oamenii care, da, da, s-au aplaudat. Ioana aplaudă în avion. Când aterizează, zic da. Eu, o manifestare a bucuriei la ea. Da, cred că asta e peste trăit. Tot? Cred că la mai mulți oameni decât... Eu nu-i suspectam. Eu înainte judecam foarte tare pe oamenii care aplaud, acum mi-e mai greu să fac asta, că nu. Mai ales când... Da. Și... Tu te chinui repede să iei o glumă când aplaudă ca să... Să-i justific motivul. Mm-hmm. Dar ea mi-a zis că e pur și simplu de bucurie, că nu aplaudă nici pilotul și nici faptul că a ajuns avionul pe pământ, că se bucură. E că e o bucurie comună. Ca în gluma mea cu sala, că te simți bine după ce mergi la sală, pentru că te recompensează creierul că ai scăpat de urs, că el asta crede că s-a întâmplat. Da, o panică. Când 4 milioane de ani ai alergat fugind de urs. Creierul nu înțelege că alergi pe loc pe o bandă. Nu, sunt două motive pentru care... Hai să-mi notez. Alergam, așa. Notează, când eram pe vremuri. Unul era... Fugeai de ceva ca să scapi și al doilea era să fugeai după ceva ca să mănânci. Veverițe. Ok, da. Da. Adică nu tot timpul era fuga de urs. Da, aici când te oprești bucuria. La sală nu și mănânci, doar te oprești și îți dă creierul ce bine e că suntem încă în viață. Mai fă așa și data viitoare. Keep dacă running. După sală mănânci o veveriță, da. Dacă după sală mănânci o veveriță, da. De aia după sală ai poftă de veveriță. Pentru că de creierul e prost, nu știe dacă nu fugea știe. Da, da. De ceva sau după ceva. Da. Și în orice caz ai fugit, ai ars calorii. Trebuie să pui la loc pârșul ăla de calorii. Domingo. Sută de pârși. Așa i-aș zice la acest pârș. Pare mexican.
Are mustăți. Punem, are mustăți de mexican. Și ne trebuie un, un sombrero. Ei, gringo! Unul mic așa. Da, da. Nice. Hai să vorbim puțin despre faptul, despre invitatul de astăzi, anume Bogdan. Ce faci? Cișmas? De ce faci asta? De ce faci asta, dragă? Ca să vorbim de open mic. Păi putem să vorbim de open mic, dar nu, nu mă fă invitat. Ok. Nu mă fă... Bine. Era un loc eram liber. Eram și eu aici, exact. Era un loc liber. Și am zis că decât să fiu un fotoliu gol, mai bine e Bogdan. Mulțumesc frumos, exact. Ai văzut? Și sunt și ca un strugure azi și de aia. Ca un strugure? Da. Așa, un strugure din ăla de must. Plin de viespi. Oh, ce poftă, mi s-a făcut de must. Am crezut de viespi. Mie de Bogdan. Open mic. N-ați mai fost de mult la open mic. Știți că se mai face open mic la comics? Da, eu o să vin. Dar nu trebuie să veniți. Vă ziceam doar că n-ați dacă mai fost de mult. Dacă mi-ai zis acum o să vin. Trebuie să vină oameni, nu trebuie să veniți voi. Că oameni care să urce ce mai e pe destui. La open mic, Bogdan? Ce mai se întâmplă? Am făcut două ediții de una scurtă la open mic. Cum a fost? Care e ca jocul una scurtă, că nu e una scurtă the real thing. Au ieșit foarte fain, că am făcut în două reprize ca să fie să poată să urce mai mulți oameni. Ah, nice. Și am făcut două reprize, gen cu jumate de premize și jumate de premize. Iese foarte fain. Și ne-am dat seama că putem să experimentăm la una scurtă. M-aș da, deci mi-am dat seama că oricine poate să facă căcatul ăsta. Am făcut două reprize. Pula mea, e ușor. Asta eu nu o să zic. Ați făcut voi jocul, de ce să mai zic asta? Numai, poate, toată lumea poate să facă una scurtă și ar trebui să faceți una scurtă acasă când revine în stoc. Ei. Nu, dar noi am tot vorbit în ultimul an de încercat chestii noi la una scurtă. E locul perfect la open de mic. Făcut chestia asta. La open mic, da, de încercat chestii noi la una scurtă emisiunea. Ah, ok, ok, am înțeles. De introdus și nu le găseam locul. Cred că la open mic o să fie experimente faine. Ca și voi închideți fiecare open mic cu asta? Nu. Dar ce idee? Nu e o idee. E haos deja la open mic, da. Înțeles. Acum, ce se întâmplă acum la open mic, trecem printr-o perioadă de supra-solicitare, revine din când în când. Adică? Și Mitran a trecut prin asta. Sunt foarte mulți oameni care vor să urce. După anul nou se duc la sală. Efectiv. E una din rezoluțiile lor. Oamenii trec prin primul semestru de facultate, realizează că mă dă totuși. Aparent restanțele sunt reale. Eu parcă eram amuzant. M-am uitat la un podcast. Oare să face band în stand-up? Dar voi cât câștigați? Mai știți întrebarea asta? Cam cât câștigați? Voi, scuze, poți să te întreb ceva? Cam cât câștigi din stand-up? Dar e foarte bună asta, că acum a cam dispărut întrebarea se poate trăi din stand-up, nu? Nu. Nu? Ai fi surprins. Da, sunt foarte mulți oameni care ai fi surprins. Încă descoperă. La voi? Da. Păi aia zic, da, eu mai stau de vorbă cu, de exemplu, cu ăștia, cu oamenii de pe Uber, cu șoferii de pe Uber. Da, mă, dar ei au și orizontul destul de limitat. Bă, sunt și oameni, cum să zic, care mi-au zis de Cristi Popescu. Că ce, că poți să trăiască? Așa că poți să trăiască by default, că nu din stand-up, că poți să trăiască. Da, Cristi Popescu, poți să trăiască? Se poate trăi din Cristi Popescu. Ideile alea. Se poate trăi din Cristi Popescu. Se poate trăi cu alunița aia pe față? Zi-mi nominal, cine e cel mai prost de la open mic? Ce urât. No, nu. De ce ai face asta? Pentru el. Dar nu știi, mă, că poate să fie o dar e cel mai prost acum, dar poate să se țină și să devină care și cel mai prost e subiectiv. E subiectiv. Marius. Poți să aibă glume foarte bune? Marius îl cheamă, atât o să spun, Marius. Poți să aibă glume. Dar mie mi-e foarte drag Marius, scuze-mă. Ok. Atât. Pare doar așa că îl mai fute Bogdan din gând în gând. Îl mângâi. Mai mult mângâiat, mi se pare că e mai pedofilic mângâiat decât fututul. Serios, că fututul pare camaraderește, așa, știi? Ce? Te fut un pic să te simți tu ca bine. Ca n-ar poate știți și voi, că s-a mai discutat aici. Adică așa. Fut camaraderește, ce, nu știi fututul tu? N-ai... Dar de ce am ajuns la futut? Că am zis eu că mi-e drag băiatul ăla, că nu e drag Marius. Eu încercam să zic nu, că e că ai zis tu că ți-e drag băiatul ăla și că e stricat asta în creier, de aia. Că îl mângă, eu zic că îl mângă puțin. N-a zis că îl mângă, erai că să zici tu futut. Așa este. Dar asta e și ideea la open mic, să fii prost.
Eu am fost prost foarte mult timp la open mic. Și m-a ajutat foarte mult chestia asta. Adică e, e asta locul, e ideea în viață. Trebuie să fii prost. Da. E ideea în viață. Este, nu? Eu mi-am amintit că... Să-ți găsești un loc unde să poți să fii prost. Cred că asta e ideea în viață, mai mult decât să fii prost peste tot. Să fii prost în general. Mai țineți minte că după, după workshop-ul pe care l-ați făcut aici la Comics, care nu s-a mai făcut după aia ăla de comedie, ați făcut și, a fost și un open mic la care am urcat oamenii de la workshop? Am găsit... mi-am găsit ce mi-am notat atunci. Da. Este, e crunt, este dureros, e, Doamne ferește ce... Și voi încercați, adică am și workshop-ul, l-am în continuare. Aveam din ce să-mi iau informația de ce să fac acolo. Dar nu tu, am percutat nimic. Tu ai găsit, adică am tu găsit notat notițele, niște glumele pe care mi le-am notat la workshop să le zic după aia la open mic-ul după workshop. Foarte rău. Nu-mi vine acum în cap și dacă mi-ar veni, nu vi le zic. Eu aș da vina pe workshop-ul ăștia. Ca păi să pot să asta trăiesc zic, sănătos. Asta zic. Ca fel. Cui, ce mizerie ați predat. Da. Și din oamenii care am fost atunci la workshop, că de asta m-am dus pe, pe firul ăsta, suntem încă un număr destul de mare care facem stand-up. 4. 6 din 30. Da, mă, dar, fost, dar e număr mare. Ca procent, da. Categoric. Mi s-a părut că e... Dar da, oamenii chiar ar trebui să mai vină la open mic pentru că este foarte... Adică e nice ideea și ca intrare liberă și și ca o experiență total dintr-un alt show, pentru că e atât de diferit și de variat față de stand-up, că toată lumea care face stand-up profi știe cum să facă stand-up. Dar la open mic, holy fuck! Cred că ce ajută la open mic este la, la stand-up, la oamenii care fac profesionist stand-up, pare foarte ușor. Și la stand-up vezi, vezi munca și la ăia de, de teapa ta. Vezi chinuiala. Înțelegi că de fapt... Adică că nu ești doar tu idiot. Vorbeam, și nu înțelegi. Vorbeam săptămânile trecute despre asta, despre Megastar. Nu știu cu, dacă erați la discuție. Despre Megastar când a fost pe Prima TV și faptul că emisiunea e, prima, e primul Got Talent de la noi și că ce a distrus la emisiunea aia de fapt au fost momentele de fail. Toată lumea își amintește compilațiile alea cu ori cu bătrâna aia de cânta aiurea, ori cu whatever. Adică, da, cu băiatul ăla de cânta Posai, lumea ăla emisiunea, man. Nici eu acum știu, am referința cu asta, cu ăla, cu Posai, păi da. Dar eu știu Bank păi Show tot după în zona asta. Bank Show a apărut după... Înainte. Okay. Mă rog, dacă ai idee, asta zic. Acolo au fost pentru prima dată la TV puși oameni vulnerabili, adică nu oameni care sunt profi în ceea ce fac. Oh, wow, auzi pe Delia cântând extraordinar de bine că cu asta se ocupă. Vedeai și genul ăsta de oameni. Și mi se pare cumva asta se întâmplă și în zona de open mic. Că normal, că ai oameni care chiar sunt foarte buni, că aia e, acum să nu exagerăm, sunt foarte mulți oameni care... îs buni, care urcă la open mic, dar vezi și chestia asta pe care nu vezi la un show din weekend. Efectiv, n-ai unde să o vezi în afară de open mic, ceea ce mi se pare foarte cool. cred că... Zi. Tu, no. Virgil, nu? Nu vrei să-l... Nu? Nu, că mă gândeam așa că zicea că retard, dar nu vezi numai retard, vezi și oameni care sunt total explică contextul, că Virgil nu se aude deloc, o să pară că... Deci Virgil a zis retard la un moment dat. A zis. Dar cred că zicea în contextul ăla ca medicamentele, brufen retard, e potenție, adică. Întârziat, adică. Da. Da. Înceți, dar nu... Da. Cu efect întârziat. Da, e interesant asta că... Asta e farmecul open mic-ului, mi se pare. Că... Că-i sălbatic. Ciudați. Adică sunt și oameni un pic out there, așa, care vin și încearcă. Ei nu știu despre ce este stand-up-ul, dar sunt un pic... duși de pe fix și nu o să continue, dar pentru seara aia e extraordinar să-i vezi. Odată. Băi, da, eu cred că la ce e mult mai important open mic-ul, că asta am observat cel puțin la noi la Comics, că e un grup core de oameni care tot revin. Care nu știu dacă e pentru că stau în zonă sau pentru că le place. Dacă mi se pare funny. Nu cred că s-a chiar la nivelul ăla. Nu știu. Nu știu, eu nu mai bag mâna în foc pentru nimic. Dar mai vine actorul ăla? Da, am mai făcut actorul ăla? Nu o să te întreb care, dar da, vin toți actorii în continuare. Ah, ok. Toți actorii, am înțeles. Da. Îți pare funny.
sunt și oameni care sunt la teatru, sunt studenți la actorie și care vin. E o scenă, dar nu știu, nu, eu nu cred că ar trebui să fie public mult la open mic. Mie mi se pare că e numai bine așa, să fie niște oameni acolo la care să se facă. Adică să poată să-și găsească ei motive să râdă, dar și să fie awkward așa dacă merge prost. Da, nu ar trebui să existe așteptări la open mic. Mm-hmm. Asta e. Ar trebui să vină lume care vrea să vadă cum se dar nu lucrează. Dar nu s-au cam învățat? Adică de public vorbești acum, nu? Da. Nu s-au cam învățat? Nu, dar publicul e cam același? E cam același pe o perioadă, adică vin cam aceiași oameni câte jumătate de ani și după aia... Publicul? Da. Mi se pare foarte și tare după asta. Aia mi se pare că se cam schimbă. Sunt puțin, adică sunt oamenii care și rămân... Să știe publicul cu eu pot să zic chestia asta pentru că stăteam dinainte să fiu eu MC la Open Mic-ul de la Comics, eu stăteam și la ușă. Și atunci îi vezi pe oameni, îi vezi că revin. Acum, au fost primele Open Mic-uri anulate de când sunt eu MC acum în decembrie, care a fost, m-a luat foarte prin surprindere, nu o să mint pe nimeni. Eu nu credeam că o să se întâmple asta. Să se anuleze Open Mic-uri? Da. Pe 2014, bază de lipsă de rezervări. În 2014 când se făcea open mic și în 2000... Când se unii din voi nici nu erați născuți pe vremea aia. Din oamenii care urcă. Nu, cred că din 2013-2014 se ținea open mic și la Deco. Și la Deco era de cele mai stranii seri de open mic. Că era, deci prima dată când se făcea open mic, voi ați fost la Deco la open mic? La unde? La care din ele? La ăla din Covaci? Nu, scuze, de pe strada franceză. Strada unde franceză. Unde erau 180 de oameni. Cine mai știu? Nu, urcai pe scara, era o scară elicoidală. Tu n-ai fost și MC? Fost MC? Dar nu era pe strada franceză cu scara, era chiar în, unde era... Aproape de intersecția jos, unde era... Păi și aia nu-i franceză? Nu, franceză e următoarea, paralelă cu Splaiu. Cum ar veni? Păi da, era una care era paralelă cu Splaiu. În fine, n-are importanță. Pe partea stângă. Așa, nu, atunci nu. Nu vorbim de așa. Deci paralelă cu Splaiu, deci urcai către centru vechi. Așa. Pe partea stângă, a doua stradă, la etaj. A, ăla, da, dar nu e. Prima stradă e strada franceză. Și a doua care e? Cum se cheamă? Șelari, da, probabil. Da, da. Mă rog, acolo. Dacă îi zice Șelari, el e în minute de podcast. Ce vreau să zic este că acolo, la sus, era open mic-ul super stâng. De ce râdeți? Pentru că a fost un debate exact foarte loc. Lung până la... Dacă adică după ce ai aflat bariera exact... e de la Șelari. Bariera se chema bariera de la Șelari. Strada nu știu. În tot perioada asta... În fine, n-are importanță. Era un club acolo. Era deja open mic la 99? Că era și 99 le deschis, nu? Păi eu nu prea mergeam la 99 în perioada. 99 era deschis. Păi 99 s-a deschis după ce s-a închis primul Deco. Primul Deco. Da. 2000, înainte de 2010. Era super strange. Era o sală mare, intrau 280 de oameni și erau așa puțini oameni. Bătea vântul pe acolo, mâncața și gurată. Câți tristețe. Cam câți oameni în public în medie? În medie, pardon. Puțin. 20-30. Acolo. După aia ne-am mutat în altă parte unde din public erau 7-8 oameni în public. Și erau 7 care urcau. Și era și un decor care era făcut dintr-o foiță de aluminiu și bătea un reflector și se întorcea în sală. Și toată sala era cu geamuri, fără draperii. Și era, măi, așa, te tăia lumina aia așa rece, era... Rău. Da, da. Și oamenii urcau și făceau o glume acolo, încercau să mai întâlneau. Mai ții minte ce oameni erau? Adică mai sunt oameni care... Mai ții minte pe cineva de atunci? Da. Ok. Eu în perioada aia făceam tot în centru vechi, la mine în copac, făceam open mic. Da, mă, tot am vrut să merg la mine în copac, n-am fost niciodată. Cum a fost? Cam atât era, cât e camera asta. Cred că era. E mai mare camera asta un pic. Nu, bă, dar asta sună foarte bine, adică sună mișto. Bă, da, e și o foarte mișto spectacole, dar era capacitate maximă 40 de oameni, așa era. Problema era aceeași, că era foarte multă lumină. Făceam și show-uri, dar făceam... Lumină. Era vite, adică era deschis. Era și lumină și era și un perete întreg sticlă. Ah, ok. Era vitrină. Da, orice... Dar numai că se stingea lumina pe... Fix pe gangul ăla dintre Lipscani și partea alta, care cred că ăla e Șelari. N-are importanță. Pe gangul, știi gangul, pe care erau toate cluburi. Pe ganguri, unde erau cluburi pe acolo. Da, 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 da.
Și pe gangul ăla? Pe gangul ăla, pe o scară, urcai sus la un etaj. Ce tare. Nu, nu, dar cum îi zice exact? Nu. Da. Este... Papiota sau ce era pe acolo? Era o chestie, nu mai știu. Se chema un club. În fine. Bă, au fost multe locuri în care s-a făcut Open Mic, au fost o grămadă. Făceam eu la Glendale, mai ții minte? Ah, și Glendale, la Glendale se făcea. Dar era singurul la un moment dat. Mai fost. La Glendale? În sala de cinema? Da. Acolo făceam noi show-uri cu aristocrații. Am făcut vreo 2 ani. Nu mă lasă asta. În sala de cinema făceai Open Mic-ul? Da. Păi acolo făceam și show-urile, asta zic. Fucking shit, ce strană trebuie să fie. Și erau cât? 20 de oameni? 10? Cât erau? Erau și mai mulți, depinde. Nu mai țin minte la Open Mic. Asta înseamnă că au fost și failuri, au fost și... Da. Bă, la e ciudat, dar atunci când era atât de puțin, eu aveam senzația că abia atunci, dacă spuneai peste tot stand-up, era by default plin. Nu. Nu știa lumea. Nu știa ce e stand-up. Și nu știa pe noi, că de-aia e că dacă e plin undeva, e plin că știi oamenii de acolo. Nu vine nimeni, nu s-o umple ca anunții stand-up. Dar încă sunt deși oameni care... Deși asta ai fi crezut atunci. Păi da, sunt oameni care nici nu știau, acum... Scuză-mă, Bogdan, nici nu știau ce e stand-up și nici nu știau cine sunt ăia. Ce faci, mă? Pentru sună, pentru sincronizare, da, că a început să înregistrez. Okay. Nu, că încă n-a mers, n-a mers deloc. Sunt oameni care vin și acum la show-uri și care vorbesc și dacă mă rog la ei și îi rog să nu mai vorbească, zic că e prima oară când au venit la stand-up și ei nu știu că n-au voie să vorbească. Adică nu e ca și cum... Asta plus că poți să povestești experiența de săptămâna trecută. Exact cu băiatul asta ăla care exact este... Exact asta e experiența săptămâna trecută. Care? Ah, da! Da. Exact a fost un domn săptămâna trecută, cred că vineri, sâmbătă, whatever, la show. Era la... Pe Nerva Traian 4. Da. Așa. Unde asta? Cum este șelari în țada franceză, în cu tot o altă parte. Ok. Începuse să vorbească. La etaj? Nu, la parte, înspre scenă vorbea. Da. Nu vorbea okay. La etaj. Mă rog, e o treabă. Înspre scenă. Și m-am dus pentru că nu se oprea, pentru că el a zis că băiatul de pe scenă a pus o întrebare. Care nu fusese, adică era, nici nu mai știu care era contextul, dar în orice caz. Sunteți bine? Probabil l-a întrebat. Ceva în direcția aia. El, cu cât vorbea mai mult, celălalt domn de la masă vorbea cu el, încerca să-i răspundă. Moment în care m-am dus și i-am rugat să nu mai vorbească și eu am făcut asta în timp ce vroiam să ies la țigară. Și el m-a văzut că ies la țigară și a venit după mine la țigară să fumeze și el o țigară, să-mi explice exact chestia asta, că e prima oară când vine la stand-up și că nu înțelege de ce n-are voie să vorbească. Și am încercat să-i explic vreo 2 minute că e un spectacol, că e ceva care e pregătit, că oricât de mult pare spontan, poate să mai vină la un alt show și o să vadă că nu a vrut să înțeleagă, dar până la urmă i-am zis doar că nu mai vorbiți. Da? Da. Timpul la mea. Da, da, frumos. Că e un client. Da. Dar n-am mai vorbit. N-am mai vorbit. La noi n-a fost. N-am mai vorbit. Fost okay. N-am mai vorbit, că am mai stat și eu în sală, după aia zic, dacă mai vorbește. Cu mâna pe el. În spatele lor. Mai făceai? Să te așa. Era mai mici, făceai? În masă de... te distrug. Eu știu, eu văd din perspectiva asta, vedeam. Nu făceam eu asta. Adică dacă vroiam chiar să o iau, atunci aia era. Sau lui Paul. Îl băteai pe Paul când erați mai mici? Nu, niciodată. Niciodată nu. Adică nu ne-am bătut, nu că nu l-am bătut. Nu v-ați bătut niciodată? Nu v-ați bătut? Bine, când aveați alea mici, de invidierea alea mici, de 2 ani, 3 ani, când se mai zgârie. Când eu aveam 2 ani de zile, Paul nu exista. Alea erau vremurile. Alea erau vremurile. Care e diferența de vârstă între voi? 3 ani jumate. Ah, Jesus, pe când Toma deja avea 3 ani jumate. Păi, despre ce puse cu cărți, cu montat chestii. Deci avea 6, el avea 2 ani jumate. Ce vorbi? Despre ce vorbi? Toma deja știa, mă. Jesus Christ. Da. Iar la fel săptămâna trecută l-am făcut psihologic pe fratele meu, nu l-am bătut. Da? Încă da, acum, asta... Eu pot da un telefon, zic un cuvânt și vine la mine cu pizza. Deci, măcar, l-a preprogramat. E mai mult de tonalitatea pe care folosești cuvântul Paul. Da. Mereu. E doar atâta, e Paul sau Paul. O să știe Paul. Da. Gata, numai că poate ascultă podcastul ăsta. Paul! Am avut acum 5 stări. Săptămâna trecută la show a fost efectiv un om care a deranjat green room-ul pentru că sunt pereții aia falși. Aoleu, fuck, de acum a fost ăla. Da. Sunt pereții, deci sunt pereți falși între green room și pereți aparenți. Aparenți. Pentru că în arhitectură nimic nu e fals.
în afară de oameni. Sunt... și unele diplome. Pereți aparenți. Derigips, și... Derigips, ca să a, știe lumea. Da, a fost... la Popescu, dintre toți oamenii. Da, un băiat care efectiv îl auzeai cum se dă se cu capul de perete, de ne deranja pe noi în green room. Dar nu dădea cu capul, mă, dădea cu mâna. Ca tablourile. Nu, mă, cu capul dădea. Am zis, că, wow. Am zis că o să cadă tablourile pe pereți. Și a fost într-o fost zonă... La care... Popescu! A fost un Cristi, show foarte bun. A fost primul un show nume. Foarte bun. A fost un show minunat. Ce vreau să zic? Este că ar trebui să schimbăm peretele ăla pentru oamenii care cred că poate să dea cu capul. Să iasă cuie. Nu, dar peste un an să vină să dea capul și să fie efectiv din ăla de cărămidă. Fie, bă, păi eu cred că nimeni nu simte nevoia să râdă așa de dai într-una cu capul. Nu, dar cred că e plăcut că flambează un pic. Păi aia zic, păi aia zic că sigur e plăcut. Da. Și ei nu realizează că nouă ne tremură tablourile în green room. Da, dar poți să pui, asta zic, dacă dărâmăm într-o vară, renovăm și îl punem din cărămidă și punem o placă de rigips numai ca să, așa să... Sau putem să le mergem, să le zicem cum a făcut Dragoș. Nu mai da cu capul, te rog frumos. Putem... Da, așa asta, efect, dar asta e mult mai ieftin. Da, e atât de ciudat ca Felix să spui unui om hater. Te mai da cu capul de perete. Poți să în continuare, dar nu mai da cu capul de perete din cerți. Dar eu eram dispus să pun pariu că dă cu cotul sau cum. Nu, 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 asta făcea. E și greu că trebuie să... Nu, e da. Da, asta e că trebuie să și că nu își lua având și dădea cu tot corpul, cu capul. Bă, dădea tare, tu erai acolo, dădea tare să mișcau tablourile. Da, da, da. Yep. Dar s-ar putea să fie, găsit omul oareșce plăcere în urechea internă când dai cu capul. La Popescu! Nu contează, el avea nevoie de un motiv să dea cu capul în ceva ca să-i zic că-i gâdele urechea internă. Își gâdi la... Asta zici. Da, își calibra... Își gâdi la timpan. Ce ciudat. Să dai așa capul că pare nebun. Dacă e un încăpășină care zice chestii, când dai capul pare normal. Așa să afli, practic... Adică poate băiatul ăla a descoperit la un show de stand-up comedy acest fetiș. Adică poate chiar a descoperit ceva total uni. Adică el o să fie la modul, a uitat complet show-ul de stand-up, chiar dacă a fost bun, e irelevant. El a descoperit că, Doamne, se simte bine când am cu capul de pereți. Trebuie să găsesc locul. Băiatul unui prieten de-al meu făcea asta. Ce? Dădea cu capul în pereți. Când era mic, se ducea la pereți și făcea... Stai că se confundă așa what the fuck. Da, în filmul ăsta e un semn de... A avut un moment de panică. Băi, băiatul e destul de normal acum. Și-a rearanjat. Pereții varză. Mai merge și la show-uri de stand-up acum. Știe doar patru culori. Are totul tapetat în casă, dar în rest e... Hai să vorbim, n-am abordat data trecută, că n-am avut când de la reclame ca asta să vorbim data trecută. Hai să vorbim despre New Year's Resolutions. Adică ce v-ați planificat pentru 2023? Încep eu? Da. Nimic. Am terminat. Predau microfonul. Asta că când întrebarea e voi faceți revoluții. Revoluții. Resolutions. Faceți revoluții. Aveți chestia asta cu rezoluțiile? Pe vremuri aveam. Dar nu rezoluții de-astea de... Cumva mă gândeam, bă, anul ăsta ar trebui să depun mai mult efort să ceva atât. Dar nu am avut niciodată... Fără un target fix? Da, n-am avut. Mamă, până la finalul anului să slăbesc atâta, să fac aia, să... Nu. Dar nu e o chestie constantă? Că eu asta mi-am dat seama, că de anul nou doar puneam mai multă presiune pe lucrurile pe care îmi zic tot anul că vreau să le fac, dar de anul nou sunt, dar nu chiar trebuie acum, adică versus în octombrie când am zis că trebuie să nu mai mănânc la 4 dimineața, acum chiar trebuie să fac asta. Este totuși 2020. Da, eu am dimineața de ajun la 4 dimineața probabil. Da. Tom are ceea ce se cheamă rigoare, care rezoluții rigor mortis. Dar am găsit o cremă pentru asta. Da? Mm-hmm. Care la el îți rezoluții zilnice, el în fiecare zi zice ce va face mâine și face, uneori și uneori nu. Dar se ține de el, adică încearcă, pleacă, direcția este. Știi? Și... Am văzut acest TikTok care mi se pare că... Tu ai? Adică, bă... Ți-ai făcut ceva? Da. Adică ai din astea planuri de anul ăsta, renovezi casă, faci ceva? Nu. Dar le-ai vedem când...
ești o persoană foarte organizată și disciplinată, zice. Adică tu ești cel mai organizat om pe care l-am văzut. Eu nu cred. Bine, o să recunosc. Cred că e primul în care îmi propun ceva specific. Ok. Da. În care nu-ți propui să-mi propun. Îți propui? Da, dar nu trebuie neapărat să zici, ca să nu... Să nu păi nu o să zic. Păi nu, mă, ca să nu-i strice avântul el anul. Aia e doar când sufli în lumânări de ziua ta. E ok să spui rezoluțiile de anul nou. Doar dorința. Da, dar nu vreau. Dacă ți-ai pus dorința, de exemplu, să scapi de copil anul ăsta, poți să zici asta. Dar un exemplu, nu știi zic tu cu tine. Nu-mi par exemplu, da. Adică nu poți să... Par exemple. Asta și nu e bine să zici cu voce tare, am descoperit eu lucruri pe care vrei să le faci, că la unii oameni, ca la mine, creierul e prost și dacă zic cu voce tare că vreau să pare fac ceva... Pare că s-a făcut ceva în direcția aia. Eu consider că e gata. Gata. Și un lucru bine început e pe jumătate făcut. Ce vorbești? Și dacă îl zici și trei... Și dacă e pe jumătate făcut, înseamnă că e atât de bine făcut, că dacă doar să-l începi, e jumătate făcut. Dacă deja l-ai făcut jumătate, înseamnă că de bine... Ai trecut poți de 100%. Poți să termini la jumătate. Când trebuie să mai termini la jumătate dacă l-ai început. După ce ai zis, poți sărbători deja. Deci după ce l-ai zis, un lucru poți să făcut din care ai făcut deja jumate, e făcut de vreo 4 ori. Nu știu cum să explic. Da. Deci asta dacă știți, dacă le-ai zis odată, e jumate făcut. Dacă le-ai zis odată, ori, e gata, mă. Ce vorbești? Eu câte proiecte astea n-am avut? Pe aia, așa ajuns să te plictisești de ele. Că ce tot zici, îl faci de vreo 6 da. Dar e pe principiul ăla, știți, de Blue Monday? Nu. Nu, dar era un club în Oradea care se chema Blue Monday. Blue Monday anul ăsta aparent pică pe 16 ianuarie. Foarte șmecher clubul. În Oradea? Nu rade. Foarte Blue Monday pică pe 16 ianuarie, e considerată cea mai depresivă zi a anului, adică e în fiecare an și e considerată cea mai depresivă zi pentru că este ziua când oamenii 16. Pe 16 pică anul ăsta. Adică peste 3 zile. Luni acum. Și este considerată cea mai depresivă pentru că în afară de faptul că e luni, care în general este un downer ca whatever. Trec 2 săptămâni de când oamenii își dau seama că n-au mers rezoluțiile pe anul care e punctul, e the breaking point pentru gata. Adică în general cam atâta te ține exact ca ce întrebam mai devreme. Dacă asta cu avionul cu frica te ține 2 ore, asta cu rezoluțiile noi te ține practic cam 2 săptămâni în medie până realizezi că super stupid asta cu rezoluțiile. Foarte stupid metoda de a agăța ceva de făcut de o chestie calendaristică. N-are legătură o zi, două cu un plan mare. Da, mă. Da, oamenii au nevoie să agațe de chestii. Așa e, da, exact. Proști, că... oamenii sunt proști. Da. Mai ales Moldoveanu. Mă, nu mai zic de ăla. Ce-ai făcut? Ce are cu tine? Ești cam notoriu. Da, eu mi-am dat seama mult mai repede anul ăsta că nu o să-mi fac abonament la sală, nu... De dar nu trebuie să faci. Pe asta zic, nu o să-mi fac pentru că s-a schimbat data. O să-mi fac pentru că. Dar e un pretext mai ușor. E un pretext mai ușor să faci asta când se schimbă anul. Asta spun. Adică înțeleg rezoluțiile. E clar eu mai ușor. Înțeleg. Hai, mă, mâine de ce te-ai duce la sală? Nu înțeleg rezoluție. Păi că m-aș duce la sală mâine pentru că aș vrea să merg la sală de la începutul ianuarie, dar am fost în concediu. Ok, dar dacă înțelegem nu vrei să mergi la sală, dar știi că e bine să mergi la sală. Și nu-ți vine să te duci la sală. Exact. E mai ușor să te agăți. Că eu, de exemplu, nu aș vrea să merg la sală. Înțeleg că ar fi bine, poate, să mă duc la sală, dar nu vreau. Dar mi-ar fi mai ușor să zic, ok, de luni încep să mă duc la sală. Da, sau pentru, de... că ești, pentru că este stupid toată de luni mă duc la sală. Stupid nu este e Virgil. Prost, nu, Virgil e prost. E o diferență. Eu zic stupid ca să nu înțeleagă el ce zicem de el. Că așa prost e. Scuze. El crede că e ceva bine. Da, stupid. Da. Că e legat cu albinele, cu ceva. Da, devin motoriu. Bă, gândește-te la tine. Dacă vrei să te lași de alcool, n-o să te lași de alcool. La jumatea paharului. O să termin de băut. Da, exact. Adică eu m-am lăsat e un fumat, început de ceva. Eu m-am lăsat de fumat stingând jumătate de țigară. Eu nu mai fumez de asta și am stins cu jumate, încă nu era trasă tată și am stins-o și am zis, eu vorbesc de noi, restul muritorilor. Nu. Îți vine să te iei de câte hai mă, ok, te-ai lăsat la jumătate, dar înțelegi. E o chestie care poți să te agăți și ai ocazia să faci așa. Poți să profiți că e întâi, poți să profiți că e
Paștele, poți să profiți că e luni din nou, poți să, adică sunt ocazii și care, na, e și o chestie mental, cred, de, așa, de care poți să că te simți că faci asta împreună cu restul lumii. Și că și viața pentru majoritatea oamenilor are o regularitate, în sensul că lunea începe treaba, vineri să termine treaba și începe weekendul și după aia, adică o legi de alt început. Începe anul nou, începi tu să faci, da, ceva. Mi se pare mult mai coerent, mi se pare mult mai coerent să te lași. De ce încerc să, eu să îți explic să eu te asta? Apuci? Că așa e un podcast. Mi se pare că e mult mai coerent să ai rezoluții săptămânale decât rezoluții anuale. Că anual îți mai dă o perioadă de nu faci nimic până în anul când mai pui niște rezoluții. Săptămânale, imediat e o săptămână. Păi da, e mai bine. Păi da, dar asta spun. Că... Păi confort e mai mare să zici că o să mă apuc peste două săptămâni de treabă decât mă apuc acum, în mijlocul podcastului de treabă. Că mai ai un pic de timp să... Și rezoluția anuală e să... Rezoluția anuală e să zici că anul ăsta fac mișcare. Da, mă, dar ție-ți place, nu se pune. I want it now. Ție-ți place, nu se pune. Asta e, asta e că nu e. Dar nu este că asta, hai să-ți spun. Mie nu mi-a plăcut. Deci eu am urât să fac sport. Eu am fost, dacă eu în sport am fost, eu am fost exact ca Toma. Ok, și când ai urât, te apucai așa în mijlocul. Nu. Ai mânat din sel până te-ai apucat, până să înceapă să-ți placă. Dar știi cum am? Am, nu, am câștigat. Asta a fost. Hei, ăsta a fost podcastul. A câștigat Toma și Sergiu are un secret. Sergiu are un secret. Rezoluția, cred că de... Și încă o chestie, dacă vrei, încă un contraargument. La ce? Mai solid la asta, că e bine cu ideea de an nou sau whatever. Așa. E faptul că, bă, dar tu când te-ai apucat de slăbit? Pe 1 ianuarie 2000, nu știu cât. Adică ai încă o dată pe care o reții și care merge by default. Dar de ce trebuie să reții? Eu asta nu pot să înțeleg. De ce că e un stimul. Hai mă, că ai nevoie de un stimul de... Cum toată lumea... Da, mai ai nevoie de orice mică chestie, că-s greu de schimba lucrurile și poți să profiți de orice chestie mică. Inclusiv asta, inclusiv că e un nou început. Uite, când s-a terminat ultima mare carantină cu pandemia, un lucru care pe mine m-a motivat foarte tare a fost să... Mă îngrașasem deja, dar să știu că restul lumii a început să facă din nou lucruri și acum nu mai stăm toți în casă, așa că trebuie să trag un pic de mine, chiar dacă starea în care eram atunci era să stau pe canapea. Era, nu vreau să ies din casă, să fac nimic. Și mi se pare că la fel e și asta cu anul nou, cu se apucă lumea de lucruri, e un an nou. E un cerc nou, vicios, un adică faci și tu că fac alții care și ei fac că fac alții, nu e doar... Păi că nu mai am ăla, confortul, știi, cu ceasul, nu mai am confortul faptului că care trecea? Lumii e pe loc, stă pe loc. Care cu ceasul? Ăla cu ceasul, care trecea pe lângă un atelier de ceasornicari să-și regleze ceasul după un ceas care era pus în vitrină și mergea la fabrică și trăgea fluierul... Că era ora două fix și ăla aș regla ceasul că o sunat fabrica, deci sigur ora două. Deci erau amândoi în loop. E ca Wikipedia asta. Ce? Funny. Ce? Cum era cu Wikipedia, că Wikipedia scria că ceva, formă un articol cita, formă Wikipedia cita ca da. Era în articolul ăla și ca să dea sursa. N-am referința asta, dar mi s-a părut funny asta cu... Că la un dat stau ăștia de vorbă și... Dar tu de ce tot îți reglezi ceasul? Păi eu trag fluierul de la... A, eu îmi reglam ceasul după fluierul de la fabrică, de la... Funny. E un cerc vicios ăsta al rezoluțiilor. Da. Deci nu vă faceți rezoluții. Dar nu este de rezoluții. Este foarte bine ca oamenii să-și dorească schimbarea. Eu nu zic să nu aibă rezoluții, dar ele rezoluții n-ar trebui prinse, adică agățate de... De sărbători. De o sărbătoare. Ar trebui să ai constant rezoluții de genul, bă, ok, astăzi am mâncat prost, hai mâine. Ok, eu iau mâine. Tot timpul mâine trebuie să fie startul unei rezoluții. Tot timpul, ok, mâine. Stai mă, asta nu e deloc ok, tot timpul mâine să fie. Pentru că e efectiv ce respectăm cu toții. Nu mă înțelegi ce zic. My life. Deci ai două zile în care nu fumezi, da? Și după aia să zicem că fumezi o țigară. Dacă ai fumat și ți-ai întrerupt din 1 ianuarie până în 3 n-ai fumat și după aia ai fumat și în capul tău este ok, no, asta este, o să fumezi. De la anul acum. Da. Asta zice. Da. Nu, înțeleg, adică asta e funny, dar asta zice. Sau nu, să mergi să faci ok, două zile am fumat, am fumat, ok, de mâine iau înapoi. Da. Deci mâine te apuci și iar nu mai fumezi. Și
că te ajută. Da, dar asta nu se exclud una pe alta. Ba, în capul unor oameni se exclud, asta încerc să spun. Că nu e... Da, ok. În fine. Și abia ăia sunt Virgili. Eu așa, adică eu înțeleg total ce zici tu și mie mi se pare că, adică unde pot eu să negociez cu tine e la nivelul la care măcar să înceapă, adică să nu fie o idee de trebuie să treacă un an, hai că din 2023, hai că din 2024. Da, e stupidă să fie, da, dar pe aia zic că negociez până într-un punct, până la punctul, da, la măcar hai să înceapă de luni. Adică înțelegi ce vreau să zic? Că scad de la, să înceapă de la anul de pe întâi, că pare wow, da, măcar să fie de luni. Nu, e foarte greu să înceapă ceva joi. Poate să înceapă joi. Asta îți spun, poate să înceapă vineri. Eu înțeleg motivațional că ai dreptate și că așa e total corect, dar ce zic e că te rog de luni. Se pare stupid. Pentru că luni se întâmplă că duminică noaptea de emoții sau ceva dormi mai mult și atunci ați fuți startul luni și mai ai o săptămână în care ok, belești. Nu, ok, marți. Nu, asta încerc să-ți spun, nu are nicio legătură. Da, mă, știu. Miercuri la open mic, începuturi noi, haideți să vedeți. Bă, da. Mie mi se pare oricum un tricou bun asta. E foarte greu să înceapă ceva de joi. Dar e că weekendul începe joi. Deci e, e greu. Păi... Da, dar e weekendul, începe joi. Deci începe ceva de joi. Okay, începe ceva de joi. Nu începe de joi, începe vineri weekend. Ce vorbești? Oamenii care lucrează, joi seara, îți du-te în fraia, mai am o zi și gata. Deci weekendul începe joi. Deja seara. Ești mai relaxat vineri de la corporație. Joi seara. Și se termină duminică dimineața. Duminică dimineața, da. Pentru că duminică dimineața se instalează panica de luni. Da. Da. E incredibil că de fapt duminica face parte din weekend, de aia în sine nu există. Fa, ce uram duminica aia. Conștientizarea aia de duminică. Da, pe mine mă irită cel mai tare că noi acum avem duminică, luni, marți liber și eu nu pot să ies din modul de e luni, e gata. Cum adică nu poți să ieși din modul ăla? Nu pot să ies din modul ăla. Nu pot. Din care mod? Din modul de duminică e liber, luni e zi de muncă. Ah. În capul meu. Da, de acord, sincer. Da, și tu? Și... La mine luni a devenit duminică, da, lejer. Lunia e duminică. La mine nu. Eu cam senzația... Luni... Frec pula. Dar am în cap că e luni. Dar și scop. Eu știu că e luni. Adică nu, dar nu e doar știu că e luni, că nu e doar cu determinare muncitorească, cu da. Ce ansamblu de cuvinte ai scos. Determinare muncitorească, pare așa. Să frești pula cu determinare sculptată muncitorească. În piatră, știi? O venit cu chestia asta sculptată în piatră, o pus-o pe masă așa. S-a făcut alb negru TV-ul deodată. Deci explic. Are muncitorească. Îți explic după aia, Virgil, exact ce. Stăm un sfert de oră aici. Dar asta o am și eu că e luni, dar la mine e subliniată de faptul că trebuie să o duc pe fiica mea la vedere. La tine mai e și mai ușor, da. Adică eu am niște pârghii de... Okay. Da. Okay, luni trebuie să duc. Da, la mine nu e, la mine nu e nimic. Și duminica o simt, pentru că nu mai am show-uri, am terminat cu show-urile, e o zi liberă și copii acasă. Și atunci duminica să simte mai aduminică. Ai, mă, că ai punctul de reper copiii. Da. Eu la fel. Eu clar cel mai mult muncesc în weekend, dar tot am senzația, în sfârșit a venit vineri. Condițiile în care, de fapt, abia atunci începe da, la mine. Da. Dar la mine, dar tot la mine e bucurie că e. Dar la mine că se vine bucurie cu dopamina pe care o ai când urci pe scenă. Că eu am avut prima săptămână din acest concediu, am avut depresie. Am avut o depresie asta de menmență, că eu nu mai s-a ancorat în dopamina aia de cobor de pe scenă și... Ai avut withdrawal? Ai avut withdrawal de stand-up? Da. Da, și a fost foarte... am avut o săptămână. Sevraj, da. Dar am fost, cum să zic, eram... vine așa cu un fel de anxietate că creierul e prost, nu știe când se mai întâmplă. Da. Dacă se mai întâmplă. Da. Da, ai început? Ai avut? Cât costă încă un microfon? Da, nu. Le zice rar, da. Prea mult, nu. A zis Virgil, vorbea la furtunula din benzinării. Zicea glumea acolo. Asta a zis și noi am râs. De rugă, salvați 800 de lei. Chiar acolo. Așa mă faci cât costă un microfon. Businessman. Ce vorbești, man? Dar mai scrie acolo despre Blue Monday dacă e vreo corelație între ziua asta și sinucideri? Da. Ce? E.
Cool. Super. Știați că cu Dragoș Mitran. So, yeah. Se sinucid doameni în lunea aia. La început de an așa. Nu știu ce să zic. Bă, dacă, uite, încă o curiozitate, că din nou, uite, că vin argumente, foarte bun asta cu sinuciderea. Eu cred că mult mai puțini oameni se sinucid vineri și sâmbătă decât luni, marți. Că tot spui tu că n-are relevanță. Ba da, are. Da, asta crezi tu? Sau e un e un studiu. Da. Pentru că atunci când ești deprimat, te supără când ceilalți sunt bucuroși. Și bucuria celorlalți începe în weekend și atunci mi se par că șansele mai mari de sinucidere ar fi joi sau vineri. Joi sau vineri? Da, vineri dimineață pare un moment în care poți să strici ultima zi din lucru a unor oameni când te alungi în fața unui metrou. A, asta cu metrou, da. Da, și atunci le fuți start weekendului și da, ești... nu, tu crezi că e respect, relație? Da. Sinucidere la metrou vineri dimineața când oamenii au senzația ha, mai e doar azi și pula. Da. Și după aia stai acolo și vezi că viața e mai scurtă decât ai crezut. Eu știam că oamenii care ajung în punctul ăla în care sunt pe drumul de a face pasul mare spre Așa, știm despre ce vorbim. Nu le pasă de străini, le pasă de apropiați. Adică nu-ți pasă că le strici ziua oamenilor de la metrou. Depinde pe cine ești supărat. Dar nu supărat pe oamenii care nu te văd. Oamenii sunt deprimați, nu supărați. Oamenii care se simt, nu se supără nimeni de supărare. Iar n-a venit temagul ăla. Dar gata, înțeleg, până aici. Dar până aici. A scris că ajunge până la ora 13 la Easybox. Eu înțeleg foarte bine asta cu sinucisul în locuri publice. It's a statement. Nu cred că înțelegi. Nu, adică poți să... Tu ai o idee despre ceva ce ai văzut în filme și așa ai face tu ca să faci jocul. Dar tu nu cred că înțelegi ce înseamnă să vrei să te sinucizi. Dacă eu am plecat. Dar nu cred că... Eu nu sunt de acord că înțelegi ce înseamnă să vrei să te sinucizi. Și eu m-am uitat de la etaj în jos, de multe ori, când eram student. Și ai scuipat, asta ai făcut, altceva nu, m-am uitat în jos și m-am gândit ce ar fi să sar acum. Și după aia m-am tras așa în spate și am fost, what the fuck? Păi da, mă, dar nu te-ai dus la geam cu gândul că hai să văd cum... Fumam pe geam, am văzut jos și am fost... Exact așa, sorry, exact așa. Așa se simt și toți. Da? Da. Pleacă de la țigară și se gândesc, da, dacă toți aici... De ce să mă mai întorc? Dar hei, dacă aveți gânduri, să știți că există linia aceasta pentru voi. O să avem numărul de la open mic. Bă, da, sunați la numărul de la comis, de la open mic. Vai, și înregistrați. Da, asta facem, că sigur e din... Da. Asta facem. Înregistrați, spuneți lui Edi ce aveți voi pe suflet. Băiatul care răspunde la server la open mic. 0741-426-426. Suntem aici pentru voi. Au venit voturile, cum a spus Ciulin. Avem duminica și lunea sunt zilele cele mai predispuse la suicid. Adică zilele în care s-a când? Sinucis. Duminica și luni. Cea mai multă lume. Duminica și luni? Da. Nu e chiar breaking news. Nu, no, pare ca fucking shit. Vezi, începuturile sunt grele. Începutul ăla de săptămână. Primul pas spre prăpastie. Nu, de asta zic, că tot, vezi, început de săptămână este catalizator. Este mă puc, fac sau... Hai să echilibrăm podcastul ăsta, că trebuie să-l încheiem când începe show-ul. Așa. Îl echilibrăm cu un mesaj pozitiv de la cineva. Alegeți voi de la cine. De fapt, ar trebui să fie democrație. Votați. Un cine? Mesaj pozitiv de la unul dintre noi? Da. De la cineva random. De la unul dintre voi, nu de pe net. Să căutam acum. O fericire este fiecare sigur frunză. Că să... You gang up on me. Ne-am uitat care e cel mai optimist dintre noi. Nu? Da. S-a rezultat? Da. There's no debate. Retrospectiv de privind. Da, că asta s-a întâmplat. A vorbit toată lumea de sinucidere și tu tăceai. Păi da, mă, când îți dă omul planul vileag. Aș fi reușit dacă nu erați voi colegi. Nu planul. Îți dă rezoluția în vileag. Avem și un secretul. Excelent. Zici ceva pozitiv, Sergiu. Nu, nu e pozitiv. Ok. Vă sinucideți. Și dacă aveți gânduri, 0741 426 426. Rezervări la open mic. Da, chiar.
e și asta o chestie bună. Înainte să sinucizi, încearcă un open mic. După o să vezi că chiar ai motive. Eu ziceam că toată lumea trebuie să încerce măcar o dată în viață. Nu pot să... Bă, da. Ce? Totul mai așa că toată lumea trebuie să încerce măcar o dată în viață să urce pe scenă. Da. Vezi cum e. Eu de la tine am o stază și chiar mi se pare că e un lucru foarte mișto și că te și mănâncă practic să-l spui oamenilor. Adică chiar, bă, da. Eu l-am zis multor oameni și m-au luat foarte peste picior cu aia căcat acum că... Și am fost ok, atunci nu încerca. Dar ce ai zis? Le-ai propus să încerci, adică? Da. Hei, tu ești funny când ești beat la masă. Dar nu, nici măcar la modul ăla. La orice faci, orice tu. Da, da. Dacă auzi pe vorul meu, bă, deci bea un pahar, ne căcăm pe noi, căcăm. Asta e cea mai deasă discuție pe care o aud când mă duc acasă. E că noi, adică voi acolo, fain ce faceți voi acolo. Dacă vii cu mine, cu gașca, cu băieții mei, pa, bă, e la material acolo? Am întâlnit când am fost la o nuntă, vara asta, am întâlnit o reacție foarte drăguță de la un om, gen un domn care... În general n-am nicio treabă, dar din anturaj eram la țigară la nuntă și mi-a zis că am auzit că faci stand-up și am zis că da. Și mi-a zis ia. Ce-a zis? Ia. Ascultat atât de mult acea zi o glumă. Da, exact. Da. Atât de bine, nu există un rezumat mai bun. Are efectiv două litere tot ce a spus care da, e doar ia. Dar cred că știa. Și ai izbucnit? Ai izbucnit? Nu, nu era în zona aia. It's a no-no. Nu. Nu? Trust me. Nu. Că mai zi aia care e doar fan așa nu, că... Da, înțeleg. Da, nu. N-arsu așa meta sau whatever de... E, cred că am auzit că vorbești stand-up. A fost foarte sincer. A fost ia să te văd cum vorbești stand-up. Yeah. Da. Parcă e altă limbă, știi? Yeah. Tu știi stand-up? Faci pe Duolingo? E ca și cum ai zice că am auzit că tu știi să poți să-ți întorci mâinile pe la spate așa să faci. Asta era. Ia. Uite așa. Asta e. Și cum faci? O să pun piciorul după ceafă. Ia. Funny. Lăsăm aici, dragi oameni buni. Hai să lăsăm chiar pe notă pozitivă, dacă putem. O să punem chiar un număr, trebuie să există un număr. Și da, normal, îl punem. Și îl punem. Da. Dacă chiar aveți gânduri sumbre, e un sună asta un număr. Hai să facem asta, punem rezervări open mic și punem numărul ăla. Nu. Ok, nu facem. Nu, am râs, a fost funny cu rezervări. Nice, dar în același timp, da, sunt oameni care trec prin înscriere open mic și punem numărul ăla. Come on. Pun numărul meu direct ca să nu mai. Vrei să te înscrii pentru prima dată la open mic și punem numărul ăla. Ok. Bine. Deja suntem în fade out aici ecranul. Să aveți o săptămână superbă și un an mișto. Da, și să